Autoritățile oltene sunt în alertă după ce sute de pești morți au fost descoperiți pe luciul râului Olt în apropiere de pod. Instituțiile abilitate încearcă de câteva zile să stabilească ce a determinat moartea peștilor. Au fost recoltate probe de pește și de apă și au fost aduse la laboratorul sanitar veterinar județean Olt, urmând a fi analizate și emise buletinele de analiză. O parte din indicatorii care s-au făcut aici au arătat că lacul are o stare de calitate bună, iar restul probelor au fost transmise către Administrația Bazinală de Apă Olt. Cel mai probabil luni vom avea rezultatele buletinului de analiză de acolo. Cauza morții peștilor de pe râul Olt urmează să fie stabilită după ce vor sosi toate rezultatele la analizele recoltate de autorități. Până în momentul de față, tot ce se știe este că nu este vorba de o poluare accidentală. În urma analizelor furnizate de către sistemul de gospodărire a apelor Olt, s-a observat că parametrii calității apei erau buni, rămânând să vină rezultatele de la Direcția Sanitară Veterinară Olt și de la SGA, de la sistemul de gospodărire a apelor, care a fost, practic, au trimis pentru pesticide la Bault. Și în urma acestor rezultate se va putea decide final care a fost cauza acestei mortalități piscicole. Sute de pești morți plutesc pe Olt chiar și acum, la aproape 3 zile de la descoperirea primelor exemplare. Autoritățile din domeniu plasează răspunderea eliminării acestora de la una la alta.